Astăzi vreau să vorbim despre Chișinău cu cineva care, așa mi se pare mie, cunoaște Chișinăul ca în palmă. Îl cunoaște foarte și foarte bine, îi cunoaște problemele, îi cunoaște aturile, cunoaște tot despre Chișinău. O să luăm acum legătura cu Aneta Dabija, care este fondatoarea organizației Save Chișinău și, repet, mi se pare că este omul care cunoaște Chișinăul de la și până la. Aneta, bună, te salut, îți mulțumesc mult de tot pentru că ești cu noi. Salutare, bună seara și felicitări! Sper că mă aud bine. Da, da, Aneta, te vedem bine, te auzim bine. Și eu chiar voiam să te întreb, iată, pentru tine personal, 14 octombrie, ce reprezintă, ce este? Pentru că știm că oamenii mai discută despre faptul că 14 este hramul orașului, nu este neapărat ziua care să ne descrie modul în care s-a construit această localitate, dacă pot să spun așa, pe parcursul istoriei. Tu ce sărbătorești astăzi? Eu sărbătoresc ceea ce este oficial, hramul orașului. Mie îmi place foarte mult sărbătoarea asta, îmi place ziua asta, am amintiri foarte frumoase cu ea, chiar dacă nu prea are legătură cu Chișinău, cu istoria orașului. Și mai mult decât atât, am observat că foarte mulți îi urează în această zi la mulți ani orașului. Ceea ce nu este rău neapărat, doar că noi nu avem oficial stabilită o zi a orașului. Probabil că mai potrivit ar fi fost 17 iulie, data în care orașul a fost prima oară atestat, deși și acea dată cumva poate fi contestată de alții. Dar mă rog, oricum cred că e o sărbătoare foarte frumoasă. Așa mi se pare mie și așa o simt eu. Așa ni se pare și nouă, Aneta, și vorbim și despre punctele forte ale Chișinăului, dar și despre acele aspecte unde mai trebuie de lucrat. Și voiam să te întreb, cum ai descrie Chișinăul în câteva cuvinte? Cum este Chișinăul văzut prin prisma ta personală? Cum este? Cred că totuși e un oraș foarte compact. Nu e un oraș mare, e un oraș care poate fi ușor, nu știu, luat la pas, cel puțin centrul orașului, și asta este totuși un atu pe care nu multe orașe îl au. Și cred că totuși e, să zic așa, o resursă care ar trebui îmbunătățită, adică mă refer la partea asta pietonală. Și e un oraș frumos, e un oraș, cum mă repet, micuț, compact și foarte, eu aș zice, pentru mine cel puțin, e un oraș așa călduros, nu știu cum să-i zic. Da, da, să știi că și eu am aceeași impresie. Chișinăul mi se pare un oraș călduț și cochet. Eu cumva văd un oraș destul de cochet și prin prisma locuitorilor, prin prisma oamenilor pe care îi vezi, care de cele mai multe ori sunt aranjați. În perioada, în special în perioada caldă a anului, se poate observa partea asta. E foarte, cum ai zis și tu, cochet, confortabil, mai mult sau mai puțin, în anumite aspecte mai puțin confortabil, dar totuși eu cred că e un oraș așa, foarte călduț, cochet, în perioada caldă e foarte frumos, mirositor, miroase tei, castani și da, totuși da, e un oraș confortabil, mai mult sau mai puțin, depinde din ce punct de vedere îl vedem. Și asta e adevărat. Dar, Aneta, mă gândesc la rețelele de socializare, știi? Și mă gândesc cât de instagramabil este orașul Chișinău. Ție cum ți se pare? El a devenit mai instagramabil ultima vreme. În special, iată, noi putem să observăm că multe din clădirile istorice care s-au reabilitat ultimii ani au devenit locuri foarte populare din punctul ăsta de vedere. Iată, dacă noi o să mergem pe 31 august, intersecție cu Iorga, o să vedem mereu oameni care fac poze acolo. Aceeași situație a fost și cu muzeul de artă, dacă ți-aduci aminte, atunci când a fost restaurat,
toate, era practic unul din cele mai populare locuri din Chișinău, în special pentru rețelele de socializare. Care e locul? Da, sigur că noi putem, cred că mai avem de muncit la aspectul ăsta. Locuri frumoase și instagramabile este unde, dar totuși eu văd o îmbunătățire în ultimii ani în acest sens. Voiam să te întreb care e locul tău preferat din Chișinău. Ai zis de intersecția străzilor Nicolae Iorga și 31 August. Da, acolo e chiar bine. Mai ai și alte asemenea zone care îți plac? Păi, mie îmi plac multe zone din Chișinău. Unele dintre ele sunt legate de amintiri frumoase din copilărie, parcul la izvor, de exemplu. Da, mie îmi place foarte mult centrul orașului. Eu cumva nu-mi imaginez viața afara acestei zone a orașului. Îmi plac foarte mult parcurile, iarăși grădina publică. Dar ca să dau așa câteva denumiri, mie îmi place foarte mult strada Alexei Mateievici, în special în sezonul cald, e absolut spectaculoasă. Nicolae Iorga, mai zis, îmi place foarte mult partea asta pietonală care duce spre parc. Îmi place strada Bernardațe, iar așa un aer mai liniștit, calm. Mihai Eminescu, evident, în special ultima vreme pe Eminescu am observat că s-au reabilitat multe clădiri, mult, cumva s-a animat strada asta și asta e super fain. Eu aș putea să dau mai multe locuri, dar așa, în linii generale. Putem să ne oprim aici. Este da. Suficient. Aneta, eu vezi că acum eu îți adresez întrebări despre Chișinău, dar știm că în cadrul proiectului Chișinău Talks, tu ești cea care adresează întrebări despre Chișinău celor care au făcut ceva și fac ceva pentru Chișinău în continuare și voiam să te întreb mai multe despre acest proiect, despre aceste discuții de suflet, dar și discuții pragmatice despre orașul Chișinău. Spune-ne mai multe și despre idee, dar și despre cei cu care vorbești. Da, e un mic proiectel. De fapt, noi îl avem ca platformă video pe YouTube și ca podcast. Avem unele interviuri așa mai tehnice, să zic eu, cu arhitecți, de exemplu, cu urbaniști. În același timp, mi-am dorit, așa cum ziceai și tu, să am și discuții mai de suflet cu cei care pur și simplu își dedică timp orașului sau plimbărilor în oraș. Este un proiect, o idee, de fapt, în cadrul unui proiect mai amplu. E finanțat în totalitate de European Endowment for Democracy, dar că partea asta de podcast noi o facem doar voluntar și în continuare o să facem voluntar. Și, nu știu, mie mi se pare foarte important să vorbim despre oraș. Adică cu tot felul de oameni, cu absolut toți cei care locuiesc aici sau cu aspeții orașului. Mi se pare foarte important. Așa. Aneta, foarte pe scurt, o să te rog să ne povestești și despre inițiativa de a fotografia muzicieni de ai noștri tineri în diferite locuri frumoase, strategice din Chișinău. Unde pot fi văzute fotografiile? Deci asta n-a fost neapărat ideea noastră. E un proiect pe care l-am implementat împreună cu Moldovan National Youth Orchestra. Pozele le puteți găsi atât la noi pe pagină, cât și la tinerii muzicieni. A fost un proiect ad hoc și am selectat doar câteva locații din Chișinău cu importanță istorică, locații care, din păcate, nu sunt neapărat într-o stare prea bună și care merită a fi restaurate. Da, cam în linii generale, despre am vrut dar să promovăm locurile astea. Da. Fotografiile pot fi văzute pe pagina de Facebook Save Chișinău? Save Chișinău, da.
Perfect. Da. Sau pagina noastră de Instagram, care e destul de activă zilele astea. Care este adresa? Cum... La fel, Safe Chișinău, pe Instagram. Pe Facebook urmăresc pagina, pe Instagram nu, dar rezolv asta un pic mai târziu. Aneta, mulțumim foarte mult! Te așteptăm și în studio și să stăm, să mai povestim împreună despre Chișinău și nu numai. Mulțumesc mult! Felicitări încă o dată! Mulțumim frumos!